S-a umplut orașul de reclame care anunță că în schimbul unui zinger nemțesc te poți alege cu peste 60.000 de euro, dar în realitate totul este o țeapă. Colecționarul se arată foarte interesat de afacere, propune o sumă considerabilă, dar pe parcursul negocierii apar o serie de cheltuieli legate de expertiza mașinii de cusut sau de contract pe care vânzătorul va trebui să le acopere. De obicei se cere între 1.000 și 2.000 de euro, sume care trebuie depuse într-un cont, detalii care nu prea sunt luate în considerare de creduli care sunt atrași de gândul că vor câștiga 60.000 de euro. Din păcate, nu puțin sunt buzoienii care ar intra într-o astfel de afacere, deși pare dubioasă. Colecționar german, cumpăr mașini de cusut vechi, mărci germane, preț 58.000. Depinde acum de colecționar. Domnule, sunt fel de fel de nebuni care dau pe temirce mulți bani. Au bani cu sacul și... Nu pot să vă dau un răspuns. S-ar putea să fie și adevărat, s-ar putea să fie și o țeapă. Să fie și țeapă. Nu-i mare lucru, da? Experții din cadrul Muzeului Județean, instituție care are în colecție astfel de obiecte, spun că prețul unei mașini de cusut nu ar trebui să depășească 2.000 de euro. Totodată, în condițiile în care colecționarul ar cere vânzătorului bani pentru expertiză, aceasta nu ar trebui să coste mai mult de câteva sute de lei. Avem câteva mașini de cusut și valorile variază de la 300-400 de lei până spre 7.500 de lei. Acestea sunt mașini de cusut cu o vechime stabilită în secolul 20, adică începând de la 1900. Tariful pentru asemenea evaluare este la noi de 150 de lei. Deci în niciun caz 1000 de euro, cum se vehiculează pe piață. Și mai mult decât atât, se eliberează o chitanță pentru acest serviciu și certificatul în sine care constă în evaluarea obiectului respectiv. Deci să nu se lase înșelați. O echipă TV Buzău a încercat să ia legătura cu un colecționar, dar nu a fost de găsit. Cel mai probabil polițiștii au intrat deja pe fir. Oamenii legii recomandă însă cetățenilor să fie atenți la astfel de oferte și să nu se lase păcăliți. Orange. Înregistrează un mesaj după semnalul sonor. Nu vă încredeți în persoane necunoscute, nu vă lăsați tentați de ofertele primite prin intermediul telefonului mobil sau personal, premii în obiecte, excursii sau bani, chiar dacă persoanele respective susțin că reprezintă companii de renume. Nu uitați să vă asigurați securitatea locuinței dumneavoastră când primiți în casă sau în curte persoane necunoscute. Nu vă încredeți în bișnițare, aceștia sunt o categorie aparte de speculanți, nu vinde și nu cumpărați prin intermediul lor. Ține minte, escrocii sunt vicleni și inteligenți, știu cum să te manipuleze pentru a-și atinge scopul. Polițiștii vă recomandă să nu dați curs unor astfel de tentații, semnalați-le la cea mai apropiată unitate de poliție sau prin 112. Pentru a vă convinge de prețul real al unei mașini de cusut germane, este de ajuns să consultați site-urile specializate de anunțuri. Prețurile pleacă de la 100-200 de lei până la 6-7 mii de lei, nici de cum 65 de mii de euro.